Între 3 și 9 octombrie, Buzăul va fi gazda unui eveniment cultural inedit. Timp de 7 zile, Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie, Comic 7B, va aduce în scenă mai multe spectacole de teatru și improvizație din România și din afara ei. Județul Buzău are ocazia să găzduiască acest festival de teatru internațional independent de comedie, care se cheamă în generic Comic 7B. Se va desfășura în perioada 3-9 octombrie. Acest lucru cred că trebuie să bucure pe toată lumea, numai pe noi reprezentanții Consiliului Județean, pentru că, eu știu, având această ocazie, județul Buzău are ocazia să fie promovat și altfel, nu numai în județul nostru, în țară și poate și, de ce nu, și în străinătate. Consiliul Județean este partener în acest proiect care poate promova județul și pe plan internațional. Radu Gabriel, actor buzoian și profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, s-a implicat în acest proiect și îl susține activ. Am fost absolut entuziasmat, în primul rând că e vorba de Buzău, așa, și în al doilea rând, pentru că mi-a povestit de modul în care oamenii s-au mobilizat aici și vor să susțină această început. Eu le urez să-l continue cât mai multă vreme. Și un alt motiv de bucurie a fost că e vorba de comedie. Eu sunt mai cu comedie așa. Mie îmi place să vină omul să râdă, să plece bucuros acasă, să povestească. Pentru mine o glumă bună este una la care râzi de trei ori. Odată când o vezi și râzi, odată când o povestești a doua zi și iar râzi colegilor prietenilor și a treia oară râzi când ți-aduce aminte de ea. Festivalul va fi organizat pe două secțiuni de comedie și improvizație, două componente dintre cele mai puternice ale artei spectacolului la nivel internațional. Festivalul are două secțiuni, o secțiune de teatru. O să fie mai spectacole independente atât din țară cât și din străinătate, din Marea Britanie și Republica Moldova, anul ăsta sperăm că la anul o să fie din mai multe țări, și o secțiune de improvizație. Nu știu, poate o să încerc să vă vorbesc puțin despre improvizație și de ce improvizația. Improvizația în ultimii 10-12 ani s-a dezvoltat extraordinar în România, în special în București. Este o formă de teatru, născută în Canada, creată de un anglo-canadian, Kit Johnston, care are niște reguli, chiar dacă este improvizație, și ajută foarte mult, îi ajută pe tinerii actori și pe actorii, și nu numai, că sunt și oameni care nu au terminat actorie, să se dezvolte, să creeze. Aceste spectacole de teatru independent au montări originale, ale unor piese clasice, dar și moderne, care apar și nume mari ale scenei românești, cât și tinere talente ale teatrului. Vor fi în total 8 spectacole de teatru, 6 românești și 2 din străinătate. Spectacolele de comedie vor avea loc în sala Teatrului George Ciprian, iar cele de improvizație la sala Consiliului Județean. Ne-am dorit cu toții să facem lucrul ăsta în Buzău, pentru că, așa cum spunea domnul profesor Radu Gabriel, buzoienii sunt mari iubitori de teatru. Și asta o știm noi cu toții de când eram mici și mergeam la teatru. Este un lucru pe care ni-l dorim foarte tare, ne dorim să devină o tradiție, ne dorim ca lumea să-l primească, să-l privească bine și să-l primească bine, ne dorim ca lumea să vină la spectacole, pentru că vor avea ce vedea. Va fi, așa cum spunea și domnul președinte, o ocazie de a avea alături de noi jurnaliști, blogări, invitați din București și din alte părți, și de a le arăta ce înseamnă Buzăul, ce înseamnă arta și cultura pe care o putem crea aici. Vom avea invitați din Marea Britanie care sunt foarte încântați de ideea de că vor veni la Buzău. Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie, Comic 7B, va debuta cu un spectacol de gală. Pentru reprezentațiile din concurs, biletele vor costa între 15 și 25 de lei.